Individul care ar fi agresat sexual o fetiță în scara unui bloc din sectorul Buiucane al capitalei este căutat de oamenii legii. Despre cele întâmplate, minora i-a relatat mamei sale, care a alertat poliția. Contactată de Moldova 1, ofițerul de presă al Poliției Capitalei, Natalia Stati, a menționat că acest caz a fost înregistrat și se întreprind măsuri pentru identificarea și reținerea făptașului. Locatarii pe care i-am intervievat au comunicat că acest caz este rezultatul faptului că străinii cu ușurință pot intra în orice clădire. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere instalate în scara blocului, în care se vede că bărbatul se face că o ajută pe minoră să ridice bicicleta pe scări. La un moment dat s-a apropiat de fetiță pentru a o atinge. Am văzut că era un om care se uita mereu după copii. Sau, de exemplu, s-a arătat, era un om care, când copiii erau singuri, fix pe ei, că la terenul de joacă era un om. Stătea și se uita mereu după copii, mereu. Și pe urmă, când ies duceau acasă, încerca parcă să-i urmărească și ceva de genul. Vedeți, aici nu am vrea să sunt niște scaune. În fiecare seară aici scrăbândesc. Dar vorbesc așa de urât, așa de niște cuvinte, că chiar nu poți deschide fereastra. Și mai mult tineret. Străini vin aici, scrămădesc toți. Iată, chiar și domnul a intrat cu mine doi, îmi trebuie să duc și au zâmbit și s-au ridicat sus. Dar pe ce eu să fac? Să le interzic sau cum asta de făcut? Nu știu. Dar la noi aici blocul e vulnerabil sau cum să zic. Mulți găzdași sunt. Cât de des intră persoane străine în acest bloc? Știți că mulți s-au schimbat aici, locuiesc și cam nu-i cunosc. Dacă cândva noi ne cunoșteam vecini, acum nu. Diana are doi copii și spune că le explică frecvent cum să acționeze în asemenea situații. Dacă vedeți că la noi din bloc, vă urcați. Vedeți că e străin, vă întoarceți înapoi, sunați la ușă, mama scoboară și vă ridicați cu mama sus. Singurei nu că e periculos. Sunt cazuri care, într-adevăr, e de gândit. Dar acum să fim mai atenți, și totuși trebuie de găsit, fiindcă, știți cum, dacă nu se găsește la timp, o să continue. Să mă urc singură, deoarece poate să mă atingă, să mă agreseviteze și să-mi facă rău. Și de-aia nu trebuie să mă urc cu străinii bătrâni și mai mari în lift. De-aia așteptă să se ducă ei și după eu. Potrivit poliției, persoana urmează să fie identificată și reținută. Dacă instanța îl găsește vinovat pentru acțiunile sale, bărbatul riscă amendă sau 3 ani de detenție.